plecăciune adânci, lacrime de dor, mulțumim părinților pentru căldura sufletului lor. Mulțumim părinților, cu dragostea ta, mamă, mamă, m-ai crescut, mâna îți rup. De câte ori ai plâns, tată, nu am văzut, dar sfatul ți-l ascult. Părinții mei și îngerii se roagă pentru ei, pentru părinții mei. Părinții mei, al meu suflet când plânge știu doar ei, părinții mei. Părinții mei, acasă să mă întorc, mă așteaptă ei, părinții mei. Pentru părinții mei, cu plecăciune adânci, brațe mari de flori, mulțumim părinților. Pe lume cel mai sfânt al rugăciunii cânt, părinții cât mai sunt. De mii de mii de ori le spun părinților că de ei mi tare dor. Și-n vis atunci când zbor, rămân copilul lor, rămân copilul lor. Știu doar ei, părinții mei. Părinții mei, acasă să mă întorc, mă așteaptă ei, părinții mei. Părinții mei. Ce-i doamna ta, Maria? Ce-i doamna ta, Maria? Familia noastră, pentru noastră în sine, și știm de ce. Pentru că acum 40 de ani a fost o zi importantă din viața noastră. A fost din partea celor dragi care nu au uitat de această zi și au dorit să o facă memorabilă. Avem aici un buchetel plin de culoare, plin de parfum. Așa vă doresc și ei, să fiți și plină de viață. Aveți aici o șampanie, pentru că ziua nu poate trece așa. Trebuie să o servați cu o șampanie așa și cu un tortulet. Avem aici așa un tortulet, dar nu un tortulet simplu, care are și o semnificație. Care ar fie la mulți ani, la 40 de ani. Vă mulțumesc! Vă doresc! Părinții mei și îngerii se roagă pentru ei.